tuturor, noi suntem Emilia și Ștefan și bine ați venit la un nou videoclip de pe acest canal. Astăzi vrem să încălcăm 100 de inegalități în 24 de ore. Prima oară vom băga laserul în casă la un om. Dacă vă place ceea ce postăm, să vă abonați pe canalele noastre și pe canalul lui Valentin, care nu se află aici. Acesta este laserul. O să facem și punctul mai mare. Ștefan a plecat acasă, iar noi o să-i furăm mingea. Asta este a doua inegalitate. De nu mai merge. Ce inegalitate este să-i fur și apa cuiva. Hei, șacuta! Șacuta mea! A patra inegalitate este să ne urcăm pe cavoul din cimitir. A cincea inegalitate este să deschidem ușa unui cavou și să fugim. Șasea inegalitate este să fur porumb. Următoarea inegalitate este că nu putem să furăm prună. Mai exact a șaptea. Hai să demâncăm și să plecăm. A opta inegalitate este că nu ai voie să iei o bicicletă dacă nu este a ta. Cum să-i spui celuilor. Următoarea inegalitate, adică a noua, este să tragem căpute. Subscribe! Mă duc până la toaletă. O să o închid în WC-ul. Asta este a 10-a inegalitate. Următoarea inegalitate, adică a 11-a, este să ciocnești în ușă și să fugi. Emi, lasă prunele! Vino în curte bisericii! Acesta este a 13-a inegalitate și o să o bat la Skanderbeg cu două mâini. Când nu se așteaptă. Hai să mergem. Bună. Hai să mergem. Hai să facem scandal. Hai că te fac. 3, 2, 1, 5. Mi-a ieșit schema. Da. A 14-a inegalitate este să fugi de poliție. A 15-a inegalitate este să strigi la poarta oamenilor. Bine! 16-a inegalitate este că nu ai voie să strigi afară la ora 12 noapte. Următoarea zi, următoarea ilegalitate. A 17-a ilegalitate este că nu ai voie să mergi în mijlocul drumului.
mașina, vine mașina. Următoarea ilegalitate este să mergi pe sens opus. Următoarea ilegalitate este că nu avem voie să furăm cireșe. Aceasta este a 19-a ilegalitate. Acolo este un cireș, după cum vedeți. Și vom merge să luăm câteva cireșe din el. Nu avem voie să luăm cireșe. Uitați acolo cireșul, acum o să mergem să luăm cireșe. O să mă duc acasă să iau o minge să ne jucăm. Uite, am adus mingea, dar uite, să-mi iau sticla cu apă. Uite, las mingea aici, să ai grijă de ea. Am grijă. Următoarea ilegalitate este să-i spargi mingea cuiva. Îi dăm o găură aici. Am spart-o. Uite, am adus sticla cu apă. Am spart mingea din greșeală, scuze. Următoarea ilegalitate este să furi bijuteriile cuiva. Următoarea ilegalitate este că nu avem voie să furăm un obiect de altcuiva. Mă stinge o plătesc, o plătesc! Să aveți grijă de telefonul meu, cum mă duc până acasă. Următoarea inegalitate este că nu ai voie să uiți pe telefonul cuiva fără să-i cere acordul. Mă uit la mesaje. Următoarea inegalitate este că nu ai voie să te bați cu cineva fără să-ți facă ceva. Ia vine mâncă! Ia mâncă! Să-ți dau un capă! Bă, bă, de zare 7 capace! Următoarea ilegalitate este că nu ai voie să mântuiești pe cineva. Da. Vale, te duci și tu să iei mingea aia. De ce? Păi ca să o iei, să nu știu cum trebuie. Unde? Păi dacă îți dau telefonul ăsta, te duci. Nu ai voie să furi flori din cimitir. Următoarea ilegalitate este că nu ai voie să enervezi pe cineva. Bă, nu mă mai enerva! Următoarea ilegalitate este că nu ai voie să sun pe cineva cu număr privat și să îi spui că trebuie să plătească ceva, de exemplu curentul, să faci mișto de el. O să vedem noi. O să sun acum pe cineva cu număr privat. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți? Voiam să vă spunem că nu ați mai plătit curentul de 3 luni și trebuie să vă tăiem curentul. Ce curent? Curentul. N-ați mai plătit factura la curent de 3 luni. Și? Ce se va întâmpla? Vă voi tăia curentul. Mă pot să joc Brawl Stars! Dar asta va trebui să vă tai curentul, din păcate. Dacă nu mă rog, nu! Mă implor! Nu!
inegalitate este că nu ai voie să pleci de la acest videoclip fără să dai un bun butonului de subscribe. E ultima inegalitate, a 30-a, este că nu ai voie să pleci de la acest videoclip fără să apeși butonul de like. O să fac și următoarele părți ca să se adune 100 de inegalități. Pa, pa! Pa!